Da, suntem undeva pe un bloc vis-a-vis de... Băi, stai cu spatele la Academia Center și uite din stânga. Incredibil. Incredibil. I-a pus cătușile. De ce l-ați luat cu cătușele? De ce l-ați luat cu cătușele? Uitați! Slugile doamnei Carmen Dan! De ce l-ați luat cu cătușele? Plătește salariile! Plătește 20.000 de lei pe lună pentru a avea voi salarii! Uitați ce se întâmplă! Sunteți mândri de ceea ce faceți? Da! Trebuia să le puneți două, să-i puneți două perii de cătușe, că e periculos. Vă simțiți bine? Vă simțiți bine ceea ce faceți? Suntem pentru voi în stradă! Vă convine? Omul ăsta plătește o grămadă de bani la salarii, impozite, ca să aveți voi salarii mari. Așa și trebuie. De-aia să ne fie rușine, că suntem în stradă. E obligația, să ne respectăm cu o rușine. Cine sunt dumneavoastră? Ați frumos. Și eu v-am vorbit foarte frumos. Și care-i problema? Nu puneți mâna pe mine. M-ați atins. Uitați și numărul de la mașină. Cum vă numiți dumneavoastră? Nu aveți treabă noastră să mă numesc. Nu mai ești la dumneavoastră pe mine, m-ați înțeles? Ba, aveți obligația legală să vă prezentați. Nu sunteți pentru popor? Pentru cine sunteți voi? Pentru infractori? Ați văzut, oameni buni, ce face jandarmeria română? Ați văzut ce face jandarmeria română? Venim de la ce secție sunt? La ce secție de ce? Că nu! Așa, deci asta a fost rețină secției publice, spațiu public. Da! Și ce calitate? Calitate de că avem un prieten care e acolo și vrem să fim și noi doar să intrăm înăuntru, nu facem nimic, doar să vedem ce se întâmplă. Poliția. Nu avem voie să venim ba, da, la orice da. Oră. N-am dat buză la noi. Vreau să fac și o reclamație, se poate? Ce s-a întâmplat? E program de noapte sau cum se lucrează în ture. În, cum ziceam acolo, sala Palatului de Jandarmerie. Poartă s-a dormit. Deci ce țineți închisă poarta? Secția domnul l-a luat, uite, agentul acela. L-a luat, da? Da? Păi nu, avem ce voi. Acest tânăr i-a pus genunchiul pe cap. Ca să... O să vă vină și dumneavoastră drumul și o să intrați în secție, o să vă obiezi de un lucru. Cum? O să ne vină rândul ca să deci te rețineți? Deci dacă aveți un infractor înăuntru, nu poate să mai trebuie. După opinia mea voastră. Nu? Ordine secundă.
bună seara, vreau să fac o plăcere. Asta nu știu cum să fac. Haideți, vă rog frumos, să ne deschideți poarta. Și sunt mai mulți care vrem să facem plânge, da? Da. Nu intrăm, avem dreptul să intrăm în această instituție publică. Aparține instituția cetățeanului. Ce nu asta e poli... Da. 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 Ce se întâmplă aici cu băiatul pe care l-a zis? Aveți un coleg cu care puteți vorbi la întreabă. Păi dumneavoastră, de ce nu oferiți dumneavoastră? E secret? Momentan la întreabă. Da, puteți să-mi spuneți de ce este reținut această persoană împotriva voinței ei? Veniți în interiorul secției. Păi dumneavoastră nu puteți să-mi spuneți. Dumneavoastră nu știți de ce? Bună seara! Bună seara! Vreau frumos să afară cu telefonul. De ce să avem aici? Telefon? Avem niște căsuțe în care se lasă telefonul și toate alea. Nu aveți dreptul în secție. Lasă-mi camerele. Dar nu sunt în secție. Nu aveți ce? Secție. Dar de ce mă împingeți? Sunteți în secție. De ce mă împingeți? Ce scrie acolo? Aș citi ce scrie pe rușa acolo? Da, în acea încăpere. Ia să vedem, ia. Ia să vedem. Aveți ceva de filmat afară, nu. Păi nu. Stau aici, aștept aici. Vă rog frumos să vedeți să știți aici, da? Poți să citești și invers, ce? Ia să vedem ce. Puteți să citești și invers, da. Dar nu știu sau cum. Da. Nu vreau. V-am spus că în secție nu aveți drept telefonul să filmați. Nu știu ce n-ați înțeles. În încăperi sunt zone de clasificare. Aici este spațiul public. Deci ce scrie acolo, relații cu publicul, da? M-am rugat frumos cu telefonul. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu colegul meu. Haideți să fim oameni și să... Păi suntem oameni, dar vreau să știu și eu ce se întâmplă. Am înțeles, dar vreau să știu și eu ce se întâmplă cu cetățeanul, plătitor de taxe și impozite, care a fost reținut abuziv împotriva voinței lui. Vreau să știu ce se întâmplă cu el. De ce este reținut abuziv în secție? Avea act de identitate, putea fi legitimat la fața locului, este un abuz să fie reținut, dus la secție, încătușat, pentru ce? Nu este un abuz. Ba da. Nu să se stabilească numai unul cercetări. Conducerea la secție este în vederea identificării, dacă el prezintă act de identitate la fața locului. Se lămuresc mult mai multe aspecte prin conducerea la secție. Haideți, vă rog frumos, încercați să-l întoarceți audio, puteți să... Așa că nu filmează, vedeți? Nu filmează? Da? E sub control, da? Haideți să discutăm aici pe hol, cât vreți dumneavoastră. Sunt civilizat cu dumneavoastră, am venit ca și dumneavoastră să fiți cu același raport de civilizație față de mine. Da, nu înțeleg, dumneavoastră aveți alt ton față de colegii dumneavoastră, dar nu înțeleg de ce este reținut Cristian Dide, abuziv, în această secție de poliție. Încercați să... Dacă vreți... Vă rog frumos. Este jurnalist. Uitați, ne întoarcem așa într-o parte, vedeți? L-am întors într-o parte. Colegii. Da. O să stabilească. Da. Colegii o să stabilească. Pentru ce a fost, de ce a fost adus, în ce condiții. O să primi și dumneavoastră la muri. Nu trebuie ce mai ieșe. Vă va spune ce s-a întâmplat, pentru ce se tocmesc documente. Și el singur să vă spună ce s-a întâmplat și a fost acolo, nu agresează nimeni, să cam vă vedeți, să vedeți acolo. Da, în încăpere este, vreți să vă conduc să vă vedeți? Da, da, du-te. Da, haideți cu mine, haideți să vă arăt. V-aș arăta și că funcționează, v-ați fi lăsat pe răsfica și nu se poate vedea. Bună seara. Vom să vă mulțumesc. O cameră e supravegheat, e în regulă. În viață? Ai avut carte de identitate la tine acolo pe bloc? Da. Ți-au cerut carte de identitate? Da. Și le-ai dat-o, nu? Nu. Nu le-ai dat-o? Nu. De ce? Pentru că eram pe articolul 2, aliniatul 1. Săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de înjurii, sau vulgare cu acte de violență. Le-am adus aminte că în poliția română sunt pedofili.